Jurnalele RTT. Știri la fix. Numărul mare de noi infectări din perioada stării de alertă, atât la nivel național cât și în județul Brașov, a condus la impunerea de noi restricții de la data de 1 august. Chiar dacă în ultimele zile am fost depășiți de municipiul București și de județul Argeș, numărul mare de cazuri din ultimele două luni a condus la luarea unor noi măsuri restrictive în județul nostru. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov, întrunit în ședință extraordinară în data de 29 iulie, a adoptat o hotărâre care va intra în vigoare sâmbătă dimineață. Începând cu data de 1 august, orele 6, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de toate persoanele prezente în piețele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise, precum și în spații de tipul târgurilor bârșilor de pe teritoriul județului Brașov. De asemenea, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție la toate evenimentele de orice natură, atât în interior, cât și în exterior, unde sunt create condiții de aglomerare de persoane. Începând cu aceeași dată, devine obligatorie purtarea măștii de protecție pe arterele pietonale intens frecventate, precum și în alte zone aglomerate. Comitetele pentru situații de urgență din fiecare localitate vor trebui să stabilească zonele aglomerate în care purtarea măștii de protecție este obligatorie. Aceste decizii vor trebui anunțate cel târziu în 31 iulie, pentru ca locuitorii să le poată respecta încă din dimineața zilei de 1 august. Fac un apel către locuitorii județului să respecte aceste măsuri, precum și cele privind igiena și distanțarea fizică, pentru că este în interesul tuturor. Numai astfel vom putea întrerupe lanțul de transmitere a virusului și vom ajuta sistemul sanitar brașovean să gestioneze epidemia COVID-19. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat aceste măsuri după consultarea cu specialiștii pentru a proteja cât mai mult posibil sănătatea brașovenilor, a menționat prefectul. Județul Brașov a depășit 2900 de cazuri de COVID-19. Până miercuri 29 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 48.235 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 2933 dintre acestea sunt din județul nostru. 26.446 de pacienți au fost declarați vindecați, dintre care 1719 în județul Brașov. 3870 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare au fost înregistrate 1182 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 49 în județul Brașov. Distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 643 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, iar 23 dintre acestea sunt în județul Brașov. Până miercuri au decedat 2269 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. În intervalul 28 iulie ora 10, 29 iulie ora 10, au fost înregistrate 30 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Pacienții, 15 bărbați și 15 femei, erau internați în spitale din Botoșani, Brașov, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Timiș, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și București. Trei dintre decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 la categoria 50-59 de ani, 9 decese la categoria 60-69 de ani, 11 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 2 decese la categoria de peste 80 de ani. Toate cele 30 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.926, iar 426 dintre acestea sunt în județul Brașov. La ATI sunt internați 377 de pacienți. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 1.154.228 de teste. Dintre acestea, 22.049 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.954 în baza definiției de caz
și a protocolului medical, iar 8.095 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de grupul de comunicare strategică au fost raportate și rezultatele a 480 de teste prelucrate anterior și transmise până la data de 29 iulie. Pe teritoriul României, 2.713 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.510 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 16.304 persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată 21 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele ore 969 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 174.250 de lei. Marți a fost constatată și o infracțiune pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Puteți sesiza încălcări ale normelor de protecție sanitară la linia Tel Verde 0800 800 165. Spitalul modular care ar fi trebuit să se construiască în curtea spitalului județean Brașov naște multe orgolii. Fundația Hera, cea care s-a oferit să întocmească proiectul necesar construirii spitalului modular, spune că a cerut în repetate rânduri detalii despre stadiul în care se află proiectul și despre motivele întârzierii demarării lucrărilor. Pentru că nu a primit răspuns, fundația a depus o reclamație administrativă și a cerut mai multe documente din partea spitalului. Printr-un comunicat, conducerea spitalului județean a mulțumit astăzi Fundației Hera pentru contribuția la realizarea spitalului modular, dar consideră că fundația politizează întreaga situație. În comunicatul spitalului se precizează că președinta Fundației Hera a fost invitată la deschiderea ofertelor depuse în urma licitației. Spitalul spune că una dintre oferte nu a mai fost deschisă, deoarece a fost depusă prea târziu. Tocmai despre această ofertă, potrivit spitalului, președinta Fundației Hera ar fi spus că era cea mai avantajoasă financiar, deși nu fusese deschisă. În continuare, spitalul județean spune că, deși suntem în stare de alertă și am traversat o stare de urgență, legile din țara noastră trebuie să fie respectate, iar nici măcar spitalul modular nu poate sări etapele care trebuie să fie parcurse. Mai mult, chiar dacă va fi ridicată clădirea, va fi nevoie de dotări și mai ales de personal. Numai pentru cele 28 de paturi ATI, conducerea spitalului județean spune că este nevoie de aproape 2 milioane de euro, adică aproximativ 10 milioane de lei. La final, reprezentanții spitalului județean își exprimă speranța că toate forțele politice vor colabora spre binele cetățenilor. Traficul rutier va fi blocat joi 30 iulie pe strada Neagoe-Basarab din Brașov, pe porțiunea cuprinsă între intersecția străzilor Pictor Pop, Ecaterina Varga și Dobrogeanu Gherea, parcarea magazinului Star, până la intersecția străzilor Neagoe-Basarab și Negoiu, în zona hotelului Apolonia. Închiderea circulației se face ca urmare a lucrărilor pe care compania APA Brașov le va desfășura la rețeaua publică de canalizare între orele 9 și 17. Pentru acest tronson va fi permis accesul riveranilor. În schimb, între numerele 33 și 57, traficul nu va fi permis nici riveranilor, pentru o cât mai bună desfășurare a lucrărilor. Arteziana din Valea Cetății prinde contur. Astăzi s-a turnat placa de suprabetonare a fântânii muzicale care se amenajează pe pietonalul din Valea Cetății, partea dinspre strada Tâmpei. Lucrarea face parte dintr-un proiect mai amplu al municipalității de modernizare și adaptare a pietonalului, astfel încât să redevină un spațiu de petrecere a timpului liber pentru locuitorii cartierului. Vă amintim, lucrările din proiectul de reamenajare a pietonalei Răcădău au fost demarate în toamna anului trecut, după un sondaj sociologic efectuat de echipa de proiectare, sondaj adresat punctual cetățenilor din Răcădău. Proiectul a fost apoi prezentat Consiliului Local și aprobat de Forul Legislativ al Municipiului.
Aceasta va conține 25 de diuze cu 25 de lumini. Este vorba despre un jet de apă care poate fi reglat pe înălțime. Înălțimea maximă a jetului de apă va fi undeva la 2,5 metri. Luminile se pot controla în ritmul muzicii, iar ca și acoperire, această fântână va fi acoperită cu niște plăci de granit de 5 cm grosime. În acest moment s-a turnat placa de suprabetonare, urmând a se lăsa această placă la întărit conform normativelor. În paralel se vor desfășura lucrări de cofrare și de asamblare a dispozitivelor de prindere a plăcilor de granit. Deși termenul de finalizare a lucrărilor este de 160 de zile conform contractului, prestatorul dă asigurări că acest termen va fi substanțial redus. Este posibil ca la sfârșitul lunii august fântâna să funcționeze deja. Fântâna reprezintă ultima lucrare din primul tronson al proiectului, după care vor începe lucrările la partea a doua, care va continua conceptul. Primarul Brașovului a precizat astăzi că vor fi zone verzi cu arbori de mari dimensiuni unde să se poată sta la umbră, rampe destinate celor cu cărucioare sau biciclete și trotinete și o altă fântână arteziană în capăt spre Ursu. Primarul George Scripcaru a avut o discuție cu proiectantul, care în maxim 2 săptămâni va preda proiectul tehnic și va putea fi lansată licitația de lucrări. După finalizarea lucrărilor, acest pietonal va fi un spațiu viu, în care cetățenii din Răcădău să își petreacă timpul liber, să se relaxeze, iar copiii să aibă la dispoziție un spațiu de joacă imens în care să poată fi în siguranță. În 29 iulie este ziua imnului de stat al României. În peste 170 de ani ne-a însuflețit în cele mai grele momente ale istoriei noastre ca națiune. L-au cântat ostașii în războiul de independență, în primul și al doilea război mondial. L-au cântat brașovenii care au protestat împotriva comunismului în 15 noiembrie 1987. L-au cântat în decembrie 1989 mulțimile care au ieșit pe străzi, strigându-și dorința de libertate. Ne-a unit, ne-a dat curaj, ne-a trezit conștiința națională, amintește prefectul județului care a menționat că, din păcate, anul acesta nu a fost sărbătorit printr-o manifestare publică în orașul Brașov. În acest an am decis ca instituția prefectului să nu organizeze o ceremonie publică oficială de ziua imnului național, considerând că situația prin care trece județul Brașov și în care se găsește România, din cauza pandemiei, nu este una propice festivităților. Dar profunda încărcătură emoțională a imnului, mesajul său mobilizator, vibrează poate mai puternic în suflete în această perioadă dificilă și ne îndeamnă să reflectăm la datoria noastră, a tuturor, de a cinsti valorile identitare românești și de a le cultiva în conștiința tinerei generații. Povestea imnului național, nu lipsită de controverse, a început la Brașov, unde poetul și revoluționarul Andrei Mureșanu a scris și a publicat, în numărul din 21 iunie 1848, al revistei Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, supliment al Gazetei de Transilvania, poezia Un răsunet. Textul a fost pus pe note și a fost cântat pentru prima dată, conform mai multor cercetători, tot la Brașov, în Șchei, și nu pe 29 iulie 1848 în Parcul Zăvoii din Râmnicu-Vâlcea, cum s-a acreditat. Că imnul Deșteaptă-te române nu s-a creat la Râmnicu-Vâlcea, n-are nicio legătură cu Anton Pan, pentru că el aparține compozitorului George Ucenescu, pe baza melodiei din Sânul Maicii Mele, pe care o cânta aici, în grădina lui Bonifate Pitiș, la un prânz de cereașă, de față fiind toți revoluționarii veniți de la Blaj, la Brașov, într-un elan patriotic extraordinar, George Ucenescu compune, adică lansează melodia sa din Sânul Maicii Mele, pe baza versului lui Andrei Mureșanu. Dincolo de orice controversă, un lucru este clar. Brașovul merită să fie cunoscut și drept oraș al imnului național. O inițiativă admirabilă a avut astăzi corul Inspectoratului de Jandarmi Județean Nicolae Titulescu Brașov, care a intonat imnul României la Crucea Eroilor de pe Caraiman.
La Brașov există Muzeul Imnului Național. Sunt deja câțiva ani de când Muzeul Casa Mureșenilor poartă denumirea de Muzeul Imnului Național. Istoricii de aici spun că nu este exclus ca autor al melodiei să fie chiar poetul Andrei Mureșanu. Știți deja, printr-un act normativ din 1998, în 29 iulie sărbătorim Ziua Imnului Național, unul dintre simbolurile statului român alături de tricolor și de stemă. Avem câteva documente, nu multe, legate de activitatea lui Andrei Mureșanu la Brașov ca profesor, la Gimnaziul Latino-German, sprijinit fiind de vărul său și prietenul său Iacob Mureșanu, de activitatea de ziarist, apoi plecarea la Sibiu alături de George Barițiu și revenirea cu 1861-1862 la Brașov. Volumul de poezii premiat de Astra, de altfel, se află tot în Arhiva Mureșenilor, alături de o fotografie de epocă, printre puținele, dacă nu singura, a poetului Andrei Mureșanu. Avem și o copie contemporană a poeziei Un răsunet în Arhiva Mureșenilor, un document clasat ca tezaur de către muzeu la Ministerul Culturii, un document de valoare inestimabilă. Pentru că Andrei Mureșanu este autorul versurilor, Muzeul Casa Mureșenilor poartă această denumire de Muzeul Imnului Național, tocmai pentru ca istoria acestui cântec să fie cunoscută de fiecare vizitator care trece pragul instituției brașovene. Filarmonica vă invită la ultimul concert din iulie 2020. Joi 30 iulie de la ora 19 la Bastionul Țesătorilor, muzicienii din Orchestra Sinfonică și formația de sufletori de alamă a Filarmonicii Brașov vor susține un concert bogat în repertoriu și complexitate. Un alt fel de concert de data aceasta, pentru că pe lângă faptul că în repertoriu sunt lucrări din muzică, de muzică de factură românească și de inspirație internațională, un element de noutate îl constituie formația de suflător de alamă a Filarmonicii Brașov, element de noutate ce va fi prezent în acest concert. Prin urmare, o poveste, povestea unei stagiuni, 142, ceea ce ne face să credem că cei care ne-au fost alături vor fi și de data aceasta. Asta ne place să spunem, ultimul concert din luna iulie și concertul care încheie stagiunea prelungită și stagiunea estivală 2020 a Filarmonicii Brașov. Manifestarea artistică îl va avea la pupitrul orchestrei pe Ovidiu Dan Chirilă, dirijor al Filarmonicii Brașov, iar solistul serii va fi violonistul Florin Ionescu Galați.